Fizica, fizica, fizica. Noi doi nu formăm o trupă, nu suntem o trupă, în schimb formăm un cuplu. Sperăm noi că foarte drăguț. Pentru toată lumea. Amândoi cântăm, zic eu. Corect. Da. Sperăm. Ei, mamă, nu mai popa, că nu mai vin gazicile deloc. Nu, no, nu am ce gazici, sunt aici, am zis că-s mortă ce. Bani! Nu mai popa, să fii ce ai gazici. Eu am mai făcut parte dintr-o trupă în trecut, am mai trăit și ea la fel, a trăit această experiență de grup, iar acum am venit la X Factor să ne afirmăm pentru o carieră solo. Bună! Bună! Ne știm? Da. Ce faci? Uite, vine pe la X Factor, tu? Ești în altă categorie. Da. Adică oameni care sunt obișnuiți cu scena, cu studioul de înregistrări. Corect, așa nu? E. Anul trecut s-a format o nouă trupă, numită XXO, lui Adrian Sână. Dintre care eu, care am participat la X Factor, și o altă colegă de-a mea. Deci am părăsit grupul XXO, luând o decizie de a merge pe o carieră solo și sper să-mi reușească ideea asta de a fi singură și de a găsi drumul meu singur. Tu n-ai fost la mine la emisiune? Da, am fost. Ai fost, nu? Cu ce da, gânduri? Am fost cu formația DreamWalkers pentru selecția națională Eurovision, atunci le-am cunoscut. Just believe, you'll see. Am terminat pe locul 4, având în vedere faptul că am fost o formație nouă, apărută recent, formată recent și pentru noi a fost un loc onorabil. Dar de ce stați împreună? Pentru că suntem împreună și formăm un cuplu. Băi, mă ia capul, la ce emisiune sunt, mă, tare, mă. Uite ce ai la râs. M-a dat... Vai, nu cred. Ștergete. Eu am? Tu ai, da. Mulțumim. Acum sunt și sclipicios și... Sunteți iubiți și concurenți. Da. Deci, rival? Ador rivalitatea în cuplu. Eu pun pariu pe iubitul tău. Vai, ce urât. Eu pun pariu pe amândoi. Sunt sigur de asta. Cine intră primul? Eu. Este a doua oară când vin la X Factor. Acum 2 ani am luat 2 de da și un nu. Iar Ștefan Mănică mi-a spus că nu știu pe ce butoane se apăs încă. Și am spus că anul ăsta o să vin mult mai pregătită. 3, 2, să dau gata. Aplauze, vă rog! Bună seara! Seara! Ce faceți? Bine ești! Mulțumesc! Nici n-am apucat să zic ce ești, dar și mi-ai spus mulțumesc, cu plăcere. Interesantă apariție, atât am avut de spus. Mulțumesc. Cu plăcere. Nu mă întrebați nimic? Nu. Am rămas așa, ne uităm la tine și te admirăm, ești atât de frumușică. Bine, de unde ești? Sunt din București. Ai venit cu cineva? Da, am venit cu mama și cu prietenul meu. Cu prietenul tău? Da. Să notăm. O să intre după mine, cred. O să intre după tine? Da. Și el cântă? Da. Dar de unde vă cunoșteți? Sincer, l-am văzut la emisiunea Neața cu Răzvan și Dani. Așa, iarăși... Prietenul tău? Totul în familie. Din cauza ta, vezi? E vina ta. Cum? E vina ta. Nu din cauza, datorită, băi, băiatule, băi. Așa e. Locuiți împreună? Nu. Ah. Atunci e o șansă pentru Dani. Bine, Alexandra. Mulțumesc, succes. Mă.